E un pic frustrant pentru că se termină o eră cu Messi și cu Ronaldo. Da, și întrebarea e, vine Mbappé și cu Haaland ar fi în clipa de față, da, cei doi care ar trebui să lupte pentru supremația asta. Da. Mă rog, are 3-4 ani în plus Mbappé ca vârstă, dar ar trebui ei doi să vină acum, să vedem dacă vor reuși cu echipele de club să câștige trofee Champions League, da, pentru că asta e cel mai important trofeu la nivel de echipă de club. Apoi, dacă câte balonul de aur, dacă deja eu Mbappé mă așteptam, el de 4 ani campion mondial cu Franța, nu? Da. Și a jucat la PSG, n-a jucat la o echipă modestă din Franța, el poate ar fi trebuit să aibă un balon de aur și el pus pe, în vitrina mai cu trofee. Mai are timp, domnul Dinu. Da, dar parcă Messi avea trofeul la 24 de ani. E adevărat. Și Ronaldo la fel. E adevărat. Până la 20, dacă nu stă, poate să, dacă cu Franța pentru anul merita și Cupa Mondială va scoate, poate balonul de aur de la anul, pentru că nu, dar merita și Benzema, sincer. Da, da, chiar pentru, și pentru lăsând deoparte goluri remarcate. Benzema în primul rând pentru așteptarea de care a dat dovadă, să vii la peste 30 de ani să convingi lumea că tu ai fost atacantă de un vârf. Excepție, da, mereu a fost foarte bun domnul Dinu, numai că a fost în umbra lui Ronaldo, care a fost efectiv uluitor. Da, și el a recunoscut. Corect? Și el a recunoscut. Când a plecat Ronaldo, m-am simțit descătușat, deși au avut o relație specială, de au jucat împreună. Da. Aici Real a profitat de relația Ronaldo-Benzema.